salut, dragii mei, vă salut, dragile mele! Sunteți la canalul Frumuseții Vârste Elegante. Mă numesc Veronica Sandu, un canal anti-age, unde puteți găsi multe sfaturi, multe măsculițe, exerciții fizice și stare de bine. La fel și pentru sănătatea copiilor puteți găsi la canalul acesta și povești pentru copii. Dar cineva m-a întrebat, rujul meu de buze, i-a plăcut rujul meu de buze și special astăzi l-am aplicat și să vă arăt că îmi place acum în perioada de toamnă. Este un ruj de la L'Oreal, este 640, da, 640 și îmi place foarte mult, dar eu corect l-am așa, 640. Îmi place foarte mult că se aplică ușor, se menține ușor, este hidratant, dar astăzi nu este vorba despre machiaj, despre rujuri, dar despre ceva interesant. O doamnă mi-a dat o întrebare foarte, foarte rar întâlnită, să zicem. Ce să facă cu riturile de lângă urechi? Vai! Păi niciodată nu mă gândeam că, uite, să fac un filmuleț specific pentru riturile în zona aceasta. Deoarece au fost multe filmulețe publicate despre cum să ne menținem ovalul feții, cum să lucrăm cu mușchii obrajelor, cum să lucrăm cu zona gâtului, cum să lucrăm cu zona ochilor, dar în zona urechilor la fel se formează riduri și dați să vedem în zona aceasta ce am eu aici în zona aceasta, dați să ne uităm la ureche. Iată, ne uităm la ureche, se formează așa ca o cută, o cută care nu-i chiar plăcută, sau cute așa micuțe, când se lasă obrajii, căci obrajii trebuie să fie în sus, să fie în sus, un lifting, dar când slăbim și cu vârsta, când forța gravitațională ne trage în jos, atunci se formează ridurile și desigur când avem carență de colagenă, de elastină, sau, dar să începem cu aceea că zona, orice zonă unde n-ar fi, unde se formează riduri, trebuie să avem grijă de toate straturile, să avem grijă de oase, de sănătatea oaselor, să avem grijă de sănătatea articulațiilor împreună cu oasele, de mușchi și de piele. Și deci la aceste nivele vom lucra. În primul rând, dacă suntem după 35 de ani, numai decât să avem grijă de profilaxia osteoporozii. Deci osteoporoza oaselor în zona capului, în zona craniului, la fel formează cute. Deci oasele se subțiază, oasele se deshidratează, se vor forma cute. Dacă starea mușchilor, mușchii sunt flaxi, nu sunt dezvoltați, articulațiile nu sunt dezvoltate, sunt rigide, la fel se vor forma mușchi, se vor forma riduri, la fel se vor forma riduri. Starea pielei, dacă pielea este uscată, deshidratată, la fel se vor forma riduri. Eu o să vă atașez toate filmulețele ce țin de întărirea mușchilor în zona facială, în zona aceasta, căci întărirea mușchilor, întărirea tuturor mușchilor în zona cervicală, facială, a gâtului, a pieptului, ține de liftingul în zona aceasta, în zona urechilor. Dacă să vorbim despre profilaxia osteoporozei, atunci aveți grijă să luați calciu în afară de alimentația corectă. Alimentația corectă este un altceva. Mai găsiți și pe informații despre profilaxia osteoporozei, găsiți și pe vlogul Frumusețea Vârstei Elegante.com. Exercițiile fizice, alimentația, profilaxia osteoporozei și dacă să vorbim despre îngrijirea tenului, atunci desigur că masajul facial face minuni. Masajul facial care stimulează circulația sângelui, stimulează procesele metabolice, toate tratamentele active ne ajută să prevenim ridurile în această zonă. Dar să vă arăt și ce fac eu special cu zona aceasta, căci desigur că unde avem riduri, tragem atenția, ne focusăm și acolo. Dacă nu avem timp să facem complexe sau un program anti-îmbătrânire mai complex, atunci ne axăm la zona unde avem probleme. Ce fac eu?
Dacă noi am deschide gura, uitați-vă, așa, eu deschid gura, simțiți cum se trage pielea și articulația și se evidențiază zona aceasta. Cel mai bun exercițiu care mie îmi place, iată, mișcări în articulația mandibulei. În sus, în jos, într-o parte și în alta. Vedeți? Noi întărim articulația, noi întărim ligamentele micuțe care sunt aici. Un alt exercițiu, luați, trageți urechea spre, iată, se vede foarte, foarte bine. Tragem urechea și pișcăm ridurile din zona aceasta. Le pișcăm, le ridicăm în sus. Vedeți, le ridicăm în sus. Mișcăm și stimulăm circulația sângelui și pișcăm ridurile din zona urechilor. Doamna Tatiana, care mi-a dat întrebarea aceasta, vă propun ca timp de 21 de zile, 90 de zile, să vă implementați obiceiuri noi de a îngriji zona aceasta. Dacă nu vedeți efect, efectul nu merge, nu vă merg exercițiile, nu este efect de la tot ce faceți, de la ceea ce v-am menționat eu, atunci veți apela la medicină estetică, mezoterapie, botox, acid hialuronic, filler, dumneavoastră vă alegeți ce vă doriți. Sper că răspunsul meu a fost deplin la întrebarea care mi-a pus-o doamna Tatiana. Vă doresc perseverență și să aplicați în practică toate sfaturile care le găsiți în filmulețele mele. Și măști, și exerciții, și masaj, tratamente faciale, tot ce e posibil. Eu vă iubesc, vă îmbrățișez și vă aștept cu drag și la alte filmulețe. Aștept comentariile voastre. Pentru cei care sunt pentru prima dată la canal, vă motivez să vă abonați, să dați like sau dislike, cum voi socotiți. Și să ne auzim de bine. La revedere, cu drag de voi, Veronica Sandu, medic-cosmetolog, specialist al modului de viață sănătos. Pe curând!